Bună seara, patronii mei! Salută-ne Salut, pe George. mâinile. Așa. Vă pup pe burică. Unde rămăsesem? Așa. Deci, până la urmă, cred că trebuie să faci aia de ți-am zis eu, cu Cu umbrela, a? nu, trebuie să te cațări pe tren. Asta știu sigur. Și probabil trebuie să-mi iau umbrela. Du-te în capăt de tot. Ia și umbrela și du-te în capăt de tot. După aia. Nici o problemă, facem. Uite, asta nu A, era uite aici. și aia. Renguța folosește la ceva? Bă, umbrela mea, o Da, iau, acum n-aș mai poate să o ia. pierde. Da. Gata, gata? Înainte nu putea. Și capătul trenului încoace, bănuiesc. Da, trebuie să fie acolo. Și zic și ce trebuie să faci, că m-am adus aminte acum. Intră aici. Păi aici sunt infractorii. Intră aici. Așa? Și dai crânguța lui doamna girafă. Poate o gustare? Așa. Ah, să o Vezi, a bage pe lăsat capul gât, jos, dar ok. nu, a lăsat capul jos ca să poți să treacă tu de ăla, de cu umbrela. Gata, nu-i problemă. Știe băiatul. Știi cât m-am chinuit la partea asta? Pentru că nu-mi dădeam seama ce trebuia să fac cu crânguța. Te cred, probabil m-aș fi ghinuit și eu. Pentru că n-are niciun sens. What the Așa, fuck? aici trebuie să ai grijă, trebuie să sari, te lași în jos. Nu, dacă intri în nor, te dă în spate, gen, te începi să te nești și aluneci în spate, să nu te lovești de crengi, că se întâmplă Nu. asta. Și dă semne de circul, semne de circulație, căcaturi de alea. Bă, de nori astea îmi fac ceva? Da, te dă în spate, te încetinești și te aluneci în spate. Dar e crunt! Și cum trec de aici? Trebuie să fii. Nu, dacă faci asta te dă. Nu, nu poți să cazi de Deci tot. nu pot să cad Dar de pe tron. Ok, m-am speriat. gen, dacă faci cazi între vagoane, te dă un vagon mai în spate. Bă, dar e imposibil, uite cât de greu e. Jos! Uite-te, nu te uita după nori, uite-te. Nici nu sări așa de ampulea, dacă n-are sens. Păi vreau să sar pe ăsta la altul și de fiecare dată când încerc e o creangă. Vezi? N-am cum. Nu te grăbi și stai geana pe crengi. Calea sunt cele mai importante. Restul, ăștia norii, mai sunt cum ai să zic, că mai ești din nori. Dacă te prezi, Este... dacă te-a prins creanga, ai belit-o. Eu mie mi s-a întâmplat o dată așa de început să mă frustrez rău de tot și eram la final, efectiv. Că e de mers, știi? imaginez. Nu! Uită-te cu aia după cringe. Mai ales după alea de jos. Jos. Hai, dă un pizda, măsii! Și m-am frustrat atât de tare, încât am pierdut la un moment dat, gen, am dat într-o creangă și după aia am început 100 de cringe să mă lovească în gură și m-a dat până la final, la capătul trenului. Din Tot nou. jocul ăsta e frustrant. E un Da, căcat. pe asta se bazează. Nu, alea nu te lovesc. Ah! Nu, păi trebuia să fie una la un metru de cealaltă. Și de ce morți, mă, se znori la altitudinea asta? E fumul de la tren. Și e solid. Mă lovesc de el. Calmează Ce să aud geana. pe ăsta, cum zice Văleleu. Nu! Calmează-te. Ce e de Ușor. calmat? Prin Ușor. cringe random și nori pizda măsii. Bă, creanga aia care o vezi mai sus, nu are cum să te lovească dacă nu s-ar ca handicapat un ea. Păi trebuie să sar pe celălalt vagon. Oh, Uite, dacă shit. aș, chiar dacă nimeream, m-aș fi lovit de următoarea. Oh, shit. Fuck me. Am uitat să și sunt și alea. Și aia ce Când fac? e exact aceeași chestie ca creanga. Tot cam aici. Așa, practic, sunt imun. Nu sunt imun, că mai sunt nori jos.
Câteodată e o creangă pe care nu te poți feri de ea. Gen, dacă eu sar să ajung pe celălalt vagon, în momentul ăla poți să-mi dă o creangă. Cam cât de aproape? Oare cad dacă... Mă duc așa? Nu cad. Eu știu, când eram mic am stat foarte mult, dar gen, făceam... De ce m-am lovit? Oh, shit, lasă te faci. Nu te lovi de nimic, ai căzut. N-ai sărit destul. Adică, m-ai sărit de prea devreme. Păi tu nu vezi că-s fix pe margine? Câte vagoane sunt? Că nebunesc deja. Peste alea nu trebuie să sar peste aia. Peste ăștia nu? Ok. Nu. În general nu trebuie să sar peste nimic, te lași. Ah, mamă, cât de ușoară e viața mea acum. Trebuie să sar doar când e vorba de... cum aia? De trecut peste vagon. Nu te... te lași. Păi, bă... Peste ăștia trebuie să sar. Nu trebuie să sar, trebuie să te lași în jos. Păi n-ai văzut că m-au încetinit? Care mă, ăia de jos sau ăia da. De sus? Pe ăia de sus face așa. Și de ce o băga nori și jos la derută care nu-ți fac nimic de fapt? Hai că am sărit. Bă, eram fix pe margine, ce pizda mă si asta. N-am idee. Joc foarte bine cu început. Asta e altă secțiune frumoasă la care o să stai 20 de ani. Așa o să fie tot jocul? Nu o să mai fie dalea relaxante de plimbare și... Ba da, când ajungi în Istanbul. Că dacă e așa... Oh. Bă, nu mai sări, bă. Nu știu peste care trebuie să stai și peste care nu trebuie să stai. Alea nu-ți fac nimic dacă nu te bași cu botonile alea de jos. Deci sunt unele jos și unele mai sus. La alea mai sus te bagi cu botul jos. A, deci poți să cazi futuți morți, mătii. Da, cum pula mea să mă feresc de aia? Nu știu. E ca special băgate. Oh, fuck. Tu-s morți în pola. Aia e că ți le mai bagă și unele după altele. De nici nu a pus să realizezi. Hai în pula mea de cârtița pulii. Nu te va băga cu nasul unele cu aia de ce? Dar nu aveam cum să știu că vine aia. De unde pula lui Nostradamus să știu eu că vine o creangă și să nu sar? Nu cred. Nu știu dacă a existat ceva pattern. Nu e. Și dacă mă apropii prea tare, de margine cade. Merge în gol ca idiotul. În loc să se oprească. Dă-i viteză! Niciun văleleu. Ia, acum așa, o să urmează un ajut. Aaaa, ba da mă, e Peter. Are Peter, sau? Bine că te-ai prins tu de Peter, că eu nu m-am prins și nu o să mă prind. Sunt multe... Futu-s cranga-n pulă! Da? Bam, bam. Bam. Balam. Bam, bam. Bam. NUA! De ce n-am luat-o prin interiorul trenului? Cred că să ajungi la vagonul în față și nu știu, cred că e blocat. E o pulă. Futui.
Poți să mă arunc în cap de pe acest tren? O să stau așa. Să mă uit cum își acrete scrângi în mufă, futu-i morții lui! E bunăciune mare asta. Dar te mai întâlnesc cu ea, mi se pare odată în joc. L-a vrăjit pe ăsta, i-a arătat pizda. Noi suntem family friendly, ce faci? Cum să fim, mă, family friendly? De ce ai făcut, mă, i-a luat un braf? Da. Și gata, fuck out. N-avea tip bun. Sherlock Holmes. Marloaca. Bună treabă, doctore. Datorită ție, trenul nu va ajunge cu întârziere la Istanbul. Ascultă, domnule Sherlock. Nu sunt doctor Chokanson. Atâta timp cât am... Vom discuta despre asta la fața locului. Acum trebuie să descoper ceva. E cam prost Sherlock ăsta. E prost ăsta? Vai morții lui. Nici nu mai știu. O, da, a mers, nu glumă. Orient Express a ajuns în sfârșit la Istanbul. Adică el a trecut prin toată Europa? Bun, am ajuns, da. Am ajuns aici la... Aici o să fie... Tot te plimbi, aici te plimbi. Da, bună cafeaua. Și ai un puzzle de făcut la un moment dat nenorocit, cu niște perdele. Mă numesc Cretes și chiar sunt o cărtiță. Mai unul de trebuie să livrezi ceva. Știu, am ghicit asta între timp. Incredibil. Bă, ce retardat este. Ce te pot ajuta, Cretes? Probabil ești cel mai mare detectiv al timpurilor noastre. Timpurile noastre sunt liber. Am o problemă, chiar două. Prietenul meu, evitează prin Rexio, a fost înghițit de un pește mare de tablă. Ai idee unde l-aș putea căuta? Aș putea, dar stai jos și așteaptă. Ei, și tu? Presimt că peste 10 secunde Rexio va apărea din mare. Presimt că peste 10 secunde Rexio va ieși din mare, ce pula mea. Un moment. Asta e Nostradamus, mă. Nu se poate. Ai câștigat pariul nostru, Holmes. Am câștigat. Am ajuns aici înaintea ta și chiar am reușit să-mi dau cafea. Aștia erau mână, mă, n-am înțeles. S-am stari pizdi. E bună cafeaua? Da, e bună. Bună cafeaua? Rău, rău. Nu cred. Alexio. Rău. Bredes. Rău, rău. Nu, e târfa, e târfa, a intrat târfa în altul. Ai intrat târfa la el? Capitanul Nemo m-a salvat. Îi facem BG. Succes, Rexio. Sper să se termine jocul fix aici. Ai vrea tu. Încotro te îndreți. Navighez spre Egipt. Vreau să aflu unde se varsă Nilul. La revedere. Împărtășindu-și reciproc pățaniile, Rexio și Cretes și-au amintit principalul scop al expediției, acela de a găsi drumul spre casă. Aha. Te-am căutat pentru că vreau să dezlușești. Și doar vor acasă. Pentru noi. De exemplu? De exemplu, cum să ne duci în timp peste 100 de ani. Oh, probabil va trebui să-mi dați mai multe amănunte. Rexio și Cretes i-au povestit deci lui Holmes în detaliu ce pățiseră. Ascultând istoria furtunoasă și lungă a mașinii timpului, Sherlock Holmes s-a gândit și a spus: o problemă atipică necesită o soluție atipică. Evident! Aduceți-mi un ziar. Vreau să-ți mă joc jocul ăsta, spate. Normal, ce? Ziarul, îl puteți cumpăra de la chioșcul din târg. Mișcați-vă, iar eu voi medita în liniște. Este interesant. Vrem să știm povestea. Acum sunt cu ăștia doi după mine? Da, adevărat. Fain. Cu băieții grei. E, acum e de plimbat.
plimbând. Păi mă plimb, dar mai continui episodul? Bă, nu știu cât o avea, nu am trecut, cam puțin. Bă, o să, cam o puțin, să tai, puțin. O să tai, o să tai. Dragi, continuă. Opa, uite un autist. Ăla e Zdranță. Dacă mi aduc bine aminte, vreau să facă trade-uri. Aici toată lumea vrea să facă trade-uri. Compatriot? Ei, compatrioți? Ei, doar nu cădeți din cer. Sunt Iamec. Ascultați, am o afacere. Ce afacere? Puloverele ieftine se pot cumpăra din piață. Așa se face ca marfă de calitate superioară. Salatiere din cristal, creme Nivea, veșminte din piață. Creme Nivea, ești prost? Dar tu realizezi că ăștia ați făcut un paint, efectiv? Păi, ăsta a zis că vinde creme Nivea, te-aș din gură. Cum pula mea să vinzi creme? Da, Nivea, azi vinde Nivea. Prosti, ai puțin kebab pe măsteți. Vă rog, luați geanta asta și vindeți-mi puloverele. Sigur că da. Și acum mergem în târg. Tu cine ești? Nu știi să vorbești omenește. Nu-i așa? Ei! Șmecherilor, deloc nu sunteți compatrioții mei. Vreți să mă trageți pe sfoară? Liniștii! Vreau să te trag în pulă. Domnule Jean, suntem compatrioți. Ah, cred că ăsta activează minigame-ul ăla. Curtița, credeți? Îți voi dovedi că sunt de încredere și compatrioți. Dacă într-adevăr ești compatriotul meu, cunoști cu siguranță acest cuvânt. Aba. Să vedem, fără probleme. Ce cuvinte, ce pula mea, îmi pune cuvinte în turcă? Constantinopoli dansatorii zice. Ușor. Bă, ce pula mea asta? Cred că te pune să le rearanjezi, cum erau. Încă o dată. Păi... Stan... Nu... Încă o dată. Oh my fucking god. Știi ce trebuie să fac? Da, trebuie să aștept. Să dau în ordine, nu, să dau în ordine, cum erau, dar eu sunt șmecher și fac poză. Unde se așeză această silabă? Nu-i problemă. Nu mă încurc eu cu d-astea. Stai așa. Li, stai! Așa e? Încă o dată. Nu cu blitz, morții tăi, fă poză! No, mamă! Încă o dată. Gata, avem poză. Little cheater, acum știu cum sunt. Da. Alarm. Problema e că trebuie să le și numerezi. Nu știi ce trebuie să aștepți când se oprește. Con. Avem ăsta. Stan. Ti. A, dar se pune automat, ești nebun? No. Deci nu trebuie să fac poză. Aștept să se pună. Nu se mai pune. S-a pus o muie în față și am dat click din greșeală. Con. No. Con no. Con. Încă o dată. Con. Con. Stan. Stan. Ti. No. No. Po? Uite cum fac, cum se numește așa ceva, mai ieși în 3 FPS-uri. Rozul ăsta acum. Verde. Oh, mai. Nu se prea scrie aici, da? Da. Asta. Stai în pizda, măti! Ri-ci-ce te-a mai spus? Iată. Constantinopoli dansatorii-ci-ce. Să fie și pe ultima, să-l iau de la început. Ca și-i place la jocul ăsta, să iei de la început într-una. Acum, câinele. Ce cuvânt? Același. Ușor! Același? Deci ce să fac de două ori?
Se le joc căcatul de minigame de două ori. Stan? Ti? No? Nu? Bo? Să nu cuvânt, pe doi. Și nu-s băbasul roz. Este cel mai cu minte, și așa, și așa. Alaltul de-o face infinitul, ăla e cel mai... Ăsta e, pișatul ăsta de căcăniu, care face așa. Ăsta e al dracului. Ce urmează? Că ăsta. Stai să se oprească. Ceva parcă... De acolo, Geana. Așa. Zice. Am spus. Constantinopoli dansatorii zice. Atât timp cât spuneți așa... Constantinopoli dansatorii zice. Nu e un cuvânt ăsta. Iată geanta cu marfă. Vă urez succes. A, și încă ceva. Ți-a dat Nivea. În cealaltă parte a pieții am ancorat o barcă. Mai am pe ea puțină cremă Nivea. Dacă treceți pe acolo... Da, mă duc să iau crema Nivea. Se vede. Eu aștept aici. Aaa, urmează minigame-ul ăla. Fai. Comerț, am pulovere. Nu mulțumesc. Ne puteți lăsa în pace? Oh, nu, nu. Pregătește-te de mai mulți nervi. Acum și tu... Nu pot mai mulți nervi, te rog. Comerț? Nu. Comerț? Nu ne primește ăsta, de ce? Comerț? Nu. Ia, vezi, trebuie să-i dai ceva. Plovere, frumoase, turcești, tocmai bune nu pentru un tiner ca dumneavoastră. Pot plăti cu ce am aici o salatieră de cristal? Sunt sigur, vă rog. Oh. Așa. Nu, ce e asta? Mi-e frică deja, nu vreau. Eu nu, încheie episodul, deci încheie episodul aici, nu pot. Deci nu mai, nu mă lasă, nu mă lasă nervi. Da. Tarantula, pe la coaie, pe la...